E neașteptată a magistraților în cazul fraților Tăit. Aceștia scapă pentru moment de procesul în care erau judecați pentru trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor. Dosarul va fi trimis înapoi la DIICOT acum, după ce judecătorii au constatat că există nereguli în rechizitoriu. Ce înseamnă mai exact lucrul acesta aflăm de la colegul meu Bogdan Borza, este alături de mine cu toate informațiile. Bine ai venit, Bogdan, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, o decizie care a venit în urmă cu doar câteva minute, decizie dată de magistrații Curții de Apel din București, care au constatat mai multe neregularități în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT împotriva fraților Tăit. Ei bine, vorbim în primul rând despre niște declarații care au fost scoase din dosar, declarații ale unor presupuse victime. Aceste declarații au fost scoase în totalitate din rechizitoriu. De asemenea, spuneau judecătorii Curții de Apel că procurorii nu au explicat pentru ce a fost pus acel sechestru pe bunurile fraților Tăit. Aici vorbim despre sechestru de 15 milioane de dolari aproximativ. Nu au stabilit procurorii pe ce infracțiuni a fost pus acest sechestru. Iar acum dosarul se întoarce la DIICOT. DIICOT va avea la dispoziție 5 zile pentru a decide ce face mai departe. Dacă reface dosarul sau dacă trimite dosarul la proces în forma stabilită de către judecătorii Curții de Apel din București. Rămâne de văzut ce vor decide procurorii. Procurorii DIICOT 5 zile au la dispoziție în dosarul în care procurorii au acuzat pe frații Tăit de trafic de persoane, viol și grup infracțional organizat.